Migrate, the Biology of Transition. Asta este titlul lung al proiectului. Proiectul s-a început acum 2 ani de zile în mod real. Ne-a venit ideea dintr-o idee a lui Mircea Modreanu, care este proprietarul și directorul Etaj Artist Run Space, care este un artist run din care facem parte noi toți cei 4 care urmează să mergem în Los Angeles. Am făcut foarte multe lucruri împreună până acum, am mers la târguri în Europa și de data asta nu mai mergem la un târg, de data asta mergem să facem o expoziție cu un alt grup asemenea nou, care este tot un artist run space slash galerie de artă, care este în Los Angeles situat. Cu ei ne-am întâlnit la Stockholm Supermarket Art Fair acum un an de zile și ne-am cunoscut, le-a plăcut foarte mult conceptul cu care am venit în cadrul târgului și Carlos, unul dintre artiștii de acolo, a zis să v-aș invita în LA, dar vă descurcați, vedeți cum veniți. Și am zis, sigur, migrăm, venim în migrație. Și așa ne-a venit și ideea de titlu. Practic, facem referire la 2 planuri. Și anume, odată migrația artiștilor din Europa către tărâmul făgăduinței, că mulți dintre noi vrem să mergem în America, și odată migrația celor care vin la noi încoace. Deci observăm din ce în ce mai mult oameni de alte etnii care lucrează în servicii la noi. De ce? Pentru că românii au plecat, au migrat ei înșiși și la începutul anilor 90, în Spania, în Italia și așa mai departe, s-au stabilit acolo. Deci, practic, sunt 2 planuri despre migrație pe care vrem să le abordăm. Și asta face legătură și cu galeria Durden & Rake, așa se numesc partenerii noștri, pentru că ei sunt multietnici. Sunt din diverse locuri ale lumii și cel care ne-a invitat, Carlos Arechiga, este mexican. Și așa ni s-au întâlnit planurile și am zis, ok, hai să facem o expoziție împreună. Inițial ne-am asumat că venim pe banii noștri. Ok, suntem niște artiști independenți, că artist run space-ul asta înseamnă, nu depinde de o galerie. Și ne finanțăm singuri. Dar la începutul anului am aflat de programul Cantemir lansat de ICR, revitalizat după câțiva ani de pauză. Și am zis, hai să aplicăm. Și am aplicat cu conceptul ăsta și l-am luat. Și așa că acum o să mergem cu sprijinul ICR, suntem un pic mai relaxați, dar conceptul rămâne același, anume, punem accent pe proces în sine. Adică refacem traseul pe care îl fac migranții când pleacă către altceva cu speranțe că va fi mai bine pentru ei sau poate se întorc acasă altfel, cu alte perspective. Și o să începem să documentăm de cum urcăm în avion sau chiar de dinainte, de cum ne îmbarcăm, de cum intrăm în aeroport în Otopeni. Sâmbătă plecăm acum. O să dureze vreo 17 ore tot drumul până acolo și pe social media Etaj și pe ale noastre personale vom documenta absolut tot procesul. Avem de gând să interacționăm cu oamenii cu care ne întâlnim în avion sau în aeroporturi, să le luăm mini-interviuri, să le explicăm ce facem și să integrăm partea asta în conceptul final care se concretizează într-o expoziție în comun cu alți 4 artiști americani acolo. O să fie foarte interesant și este provocator pentru noi că n-am mai făcut chestia asta. Până acum, pe unde ne-am dus? Ne-am dus cu lucrările gata făcute. Acum, pentru că ne-am asumaserăm că mergem și nu avem bani de transport de lucrări, că de la asta a pornit, am zis să facem pe drum sau facem când ajungem la galerie. Și fiecare a găsit un fel de a rezolva în funcție de practica lui artistică pe care o are acum, în momentul ăsta. Și eu o să intervievez oameni, o să fac desen în cărbune. Mircea o să toarne nipsos cu obiecte scraps pe care le găsește în jurul galeriei și în drum încolo, spre galerie. Răzvan Ostase o să facă cianotipie în baza unui eseu fotografic pe care îl realizează pe drum, iar Lucian Sandumilea va realiza ceva în VR și merge pe același traseu liniar cu compoziții cu linii care descriu în spate, practic, o structură de oraș ca un schelet. Și ceilalți nu știm ce vor face, adică va fi o negociere acolo în timp real, va dura 6 zile pregătirea și pe 12 august avem vernisajul. Și apoi ne căutăm și noi alte formule și inspirații, ne mergem la muzeele din LA și după aia ne întoarcem acasă. Și când ne întoarcem acasă, avem de gând să facem o mini-expoziție la Etaj și la Mircea Modreanu despre toată experiența asta la cald. Cam ăsta este planul și mulțumim ICR-ului că ne ajută și ne bucurăm că există acest program Cantemir și sper să aibă viață lungă de acum încolo. Încărcată de smerenie și pietate, povestea lăcașului sfânt care poartă același nume cu cel al mahalalei în care se află a reușit să traverseze timpul și evoluția omenirii.
povestea unei biserici de Mahala, Sfântul Nicolae Udricani, a început în așezămintele Udricani și astăzi este prezentată sub formă de expoziție la Casa Filipescu Cesianu din capitală. Având hramul Sfântului Nicolae, biserica face parte din numeroasele lăcașuri de cult de rit ortodox din capitală, din secolul al XVIII-lea. A fost ridicată în 1734 de clucerul Udrican și soția sa, Maria Doamna, într-o zonă populată în acea vreme, fiind menită a sluji unei comunități formată doar din meșteșugari și negustori. În anul 1750, zona este cunoscută și înscrisă în documente ca fiind Mahalaua Popii Isac, iar mai târziu a devenit Mahalaua Udricani. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în chiliile sale funcționa o școală românească, unde au primit primele învățăminte boierii Văcărești, Anton Pan, Paris Mumuleanu, Petre Ispirescu și alții. Apoi lăcașul s-a transformat într-o școală de caligrafi și mai târziu în azilul protopopul Teodor Economu. A fost refăcută după focul cel mare din ziua de Paști de la 23 martie 1847. În expoziția Povestea unei biserici de Mahala, Sfântul Nicolae Udrican s-a axat pe reconstituirea evoluției istorice a lăcașului de cult și a comunităților dezvoltate în jurul ei, precum și a unor obiecte ce provin din cercetările arheologice realizate în această zonă, dar și a unor piese ce provin din patrimoniul bisericii. Ne-am propus o incursiune în trecutul acestei vechi biserici bucureștene, a cărei existență a fost translegată de Mahalaua care îi purta numele. Expoziția le va permite vizitatorilor să descopere povestea fascinantă a unei comunități în prezent dispărute și să dezvăluie prin obiectele expuse o parte uitată din București. Secolul 20 a adus unele schimbări majore, deoarece biserica, declarată monument istoric, a trecut prin reparații și restaurări. În anul 1937, Nicolae Iorga, pe atunci președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, a hotărât începerea restaurării bisericii și chiar a făcut apel la cetățeni prin intermediul ziarului Porunca Vremii. Lăcașul a trebuit să treacă prin dramele seismice din anii 1802, 1940 și din 1977. Timpul a făcut să fie restaurate și obiectele cultice, candelele existente, precum și toate icoanele din biserică, printre acestea fiind icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Oranta, rugătoarea, din 1883, unică în România. Anumite elemente de mobilier sau murale refăcute după incendiul din anul 1847 nu se mai integrau cu spațiul estetic al bisericii de după restaurare și s-a hotărât executarea întregului mobilier și catapetezmei. Cine dorește să afle mai mult despre biserica de Mahala Sfântul Nicolae Udricani poate călca pragul casei Filipescu Cesianu până în luna octombrie din acest an. Școala de vară FEDVDR este un program gratuit ce se desfășoară la nivel național și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani. Toate cursurile au loc online, iar timp de 7 săptămâni participanții învață că matematica sau fizica pot să fie și distractive sau că educația financiară, web design-ul și editarea foto pot să le deschidă noi orizonturi. Află cum pot să învețe ușor o limbă străină sau cum să vorbească degajat în public. În cadrul acestui program, copiii și tinerii au șansa să învețe de la profesori de top și specialiști în educație, care îi întâmpină cu activități special concepute pentru a face posibil educația prin joc și prin metode aplicative. Evident, pentru că vorbim de cursuri online și metodele de predare sunt diferite, sunt folosite foarte multe materiale video, prezentări cât mai interesante, explicațiile se fac cu ajutorul device-urilor inovatoare. Una dintre săptămânile școlii de vară a avut ca temă patrimoniul UNESCO. Astfel, copiii au aflat totul despre patrimoniul imaterial și importanța lui, exemple din România și descrierea criteriilor pentru includerea acestora în lista patrimoniului UNESCO. Tot în cadrul acestei săptămâni, participanții au învățat care sunt artele și meșteșugurile tradiționale românești, înscrise în patrimoniul imaterial UNESCO.
De asemenea, cursurile au avut ca obiectiv stârnirea curiozității copiilor și tinerilor pentru cunoașterea și descoperirea semnificațiilor, a relevanței pentru istoria țării noastre și nu în ultimul rând pentru protejarea patrimoniului național universal. Săptămâna aceasta este dedicată comunicării și lecturii. Participanții au ocazia să afle despre ce înseamnă fake news, vor învăța cum să-și dezvolte abilitățile de comunicare în public sau pe cele de lectură. Săptămâna viitoare, tinerii și copiii înscriși vor putea participa la un super atelier de matematică și fizică distractivă și vor descoperi tainele logicii și ale filozofiei. Iar ultima săptămână va fi dedicată caligrafiei și scrierii creative, în care copiii vor putea învăța despre scrierea digitală pe tableta grafică, dar vor afla și tips and tricks pentru un scris ordonat. Copiii sunt extrem de interesați și fiecare atelier cred că are uneori și peste 100 de participanți. Sunt interesați de ceea ce află și, bineînțeles, cred că una dintre dovezile care atestă acest lucru este faptul că un număr record de peste 7500 de copii s-au înscris anul acesta la școala de vară. Numărul copiilor care au participat a crescut de la an la an și acest lucru nu face decât să ne bucure pe noi cei care ne aflăm de partea cealaltă a baricadei și s-a observat mai ales o participare la cursurile inovatoare, la cursurile care nu se regăsesc în programa școlară, pentru că noi, cursurile pe care le facem, sunt ca un fel de suport pentru programa școlară. Toți copiii care participă la aceste cursuri își pot dezvolta abilități precum dezvoltarea gândirii critice. Iar dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea gândirii de antreprenor, dezvoltarea gândirii de designer sunt extraordinar de importante pentru a-și dezvolta abilități care le vor folosi în viață. Abilități de antreprenor, să simtă oportunitatea, contează foarte mult în această lume care se desfășoară pe repede înainte. Pentru că sunt statistici care spun că în următorii 10 ani 40% din meseriile actuale vor dispărea și nu vor mai exista. Și de aceea ei trebuie să fie adaptabili la toate situațiile care vor apărea și trebuie să aibă simțul acesta al oportunității foarte bine dezvoltat. Dezvoltarea gândirii critice, pentru că ei trebuie să vadă toată situația de ansamblu, practic să vadă pădurea, nu numai frunzele copacilor. Și mai mult decât atât, dezvoltarea gândirii de designer, pentru că indiferent câte informații înmagazinează, să știe ce să facă cu informațiile respective. Este ca la un joc de Lego. În momentul în care nu mai ai scriptul, nu mai ai schema, trebuie să știi ca cu acele piese de Lego tu să faci un avion, dar să știi să faci și o navă spațială. Practic, toate informațiile pe care noi le înmagazinăm, să știm să le folosim în diferite circumstanțe de viață. Cursurile sunt interactive și structurate pe categorii de vârstă, în așa fel încât cei care aleg să își petreacă vacanța la școala de vară să își poată dezvolta potențialul creativ într-un mediu prielnic atât studiului cât și relaxării. Activitățile din cadrul fiecărei săptămâni se desfășoară zilnic online pe platforma educațională a școlii. Și iar beau tare 1000 de pahare. Te pup, Tizule, bine ai venit, dar lasă-o pe asta, e bună, dar avem alta nouă pentru albumul. Abia așteptăm, suntem în studio la White Mahala, veniți cu mine! Hai, dragi, poftiți, bine ați venit! Ele, Silviu! Salut, Silviu! Salut! Actorul Ovidiu Niculescu, cunoscut și ca scenarist, poet, regizor sau compozitor, a înființat în anul 2013 trupa White Mahala. Ovidiu s-a născut în București, în vechea Mahala din zona Văcărești, din capitală, într-o familie unde se cânta de zori până târziu în seară. Bunicii artistului i-au descoperit talentul muzical încă de la 3 ani, când îi propuneau să cânte la petreceri. Uneori îl însoțea pe bunicul său la o cârciumă de lângă cimitirul Belu, unde se mândrea cu talentatul nepot. White Mahala este o trupă atipică care amintește de stilul boem din perioade aproape uitate. Grupul este format din Ovidiu Niculescu, zis Manglo, voce și gitară, Silviu Enache, zis Pâinea lui Dumnezeu, gitară, solo, voce, Daniel Nicolae, zis Comisarul, clape, voce, Călin Vama, zis Gavroș, bas,
Doru Cincă, zis Mardoiu cu suflet bun. Tobe, voce. El e... Salut, bine! Salut, Silviu! Salut, Silviu! Îmi pare bine! Așa, povestește de noua voastră piesă. Da, acum vă... Ce să mai n-ai surprins în... Exact când muncim la noul nostru album, albumul numărul 2, în sfârșit am reușit să ne... strunim de pe acasă și să ajungem în studio aici la White Mahala Production, în micul și cochetul nostru studio, și să lucrăm la albumul 2. Lucrăm chiar la o piesă care se cheamă Dracula, pentru că na, tot e o emblemă de turism și nu numai românească, cu niște versuri foarte interesante. Apropo de intrarea ta cu 1000 de pahare, aici o să mă vedeți poate după aia trăgând voce pe niște versuri care spun în felul următor: m-am gândit, sunt vampir, n-am ce să fac, ziua dor, noaptea mi-e sete, dacă nu beau, sunt turbat. Șpaga mea, că le văd în perspectivă, decât trist, mai bine vesel decât cârpă, sugativă, ce să faci, că n-ai ce-i face, asta-i viața, bei, nu bei, oricum ți-o trage, așa că rana doar damigeana poate să o vindece, așa că umple cana, curge, dar nu mi-ajunge, beau cu talent, la fel cum bea Dracula sânge. Silviu este, dă-mi voie să spun, este membru fondator al trupei White Mahala, este un pilon de bază al trupei noastre și este cel care creează de fapt muzica pieselor White Mahala și e eminența, nu cenușie, eminența luminoasă din spatele acestui proiect. Lucrăm la un pachet de 4 piese și care, mă rog, 2 dintre ele sigur vor fi fanion pentru albumul nou, dar până atunci, eu zic să ne concentrăm pe ce avem de făcut vara asta și invităm lumea la concertele noastre, pentru că avem foarte, foarte multe prin toată țara. E o energie, e o energie care ne face să ne simțim bine, suntem un tot frumos, spun eu, luminos și slujim ideea asta a mea că poporul român, dacă n-avea cu adevărat umor, n-ar fi rezistat aici între atâtea mari puteri. E drept că eu nu cred, sau cred, mă, normal că îmi place și doina românească, dar eu cred că nu doina românească ne-a scos la liman, ci dimpotrivă hora, umorul, și perioada comunistă a făcut un mare de serviciu pieselor vesele românești, mai ales cele care țin de, nu numai cele care sunt populare, și cele care sunt din zona urbană, pentru că vorba aia, nu, de-aia îi se spunea micul Paris Bucureștiului, adică dacă nu știa să se distreze Bucureștiul, nu știu cine știa să se distreze, totuși. Dar vezi tu, perioada comunistă, că lui Neanicu și Luleana le plăceau romanțele, uite așa, cine iubește și lasă, a devenit o chestiune, totul e un blestem, păcând dacă eu visez să devenim singura țară braziliană de pe teritoriul european, înțeles? Și că la brazilieni și piesele triste sunt vesele, nu știu, da, cum, adică da, ar trebui să încep să învățăm să ne schimbăm și noi ca nație, să ne maturizăm, să zicem asta e, mergem mai departe, nu e nicio problemă, să scăpăm puțin de sub, de sub umbra asta a doinei, a... Cred că ideea de bază a poporului român a fost supraviețuirea și va rămâne supraviețuirea. Și nu cred că poți să supraviețuiești dacă ești foarte trist așa tot timpul. Trebuie să fii totuși vesel, știi, veselia. Să ne uităm către partea luminoasă, nu? Viața e zbanghie, vorba aia, o iau în bășcărie și toate trec. Eu exact cred că așa am rezistat. White Mahala urmează să plece în turneu în țară și vor scoate în luna septembrie un album nou pe care îl așteptăm cu sufletul deschis. Muzeul Școlii Medicale Clujene găzduiește exponate unice, instrumente medicale sau de laborator din secolele trecute și obiecte de mobilier care au aparținut unor mari personalități. La Muzeul Școlii Medicale Clujene a fost amenajat inclusiv biroul profesorului Iuliu Hațeganu. Pe lângă biblioteca impresionantă de cărți de specialitate, mașina de scris și pozele cu familia, vizitatorii pot vedea inclusiv invitația la nunta profesorului Hațeganu cu Maria Sima. Multe obiecte donate de cadrele noastre didactice, de fii și fiicele foștilor profesori ai Școlii Medicale Clujene, care au fost dăruite cu multă generozitate. Recent am primit chiar invitația la nuntă a profesorului Iuliu Hațeganu, care a fost recuperată dintr-un târg de antichități.
Avem de asemenea unele exponate foarte valoroase, de exemplu primul curs de oftalmologie a lui Ion Molnar Pihoriu și diploma profesorului Hațeganu și multe alte exponate unice pe care vă invităm să le descoperiți. Muzeul aduce istorie în vremurile noastre și oferă o animație creată cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă un discurs al lui Iuliu Hațeganu. Exponatul vedetă al muzeului este însă ecorșeul realizat de Constantin Brâncuș la începutul secolului trecut, prima lucrare de acest fel din România. Statuia din gips le-a oferit tuturor studenților și profesorilor un model de studiu anatomic. Ca și Picasso, Brâncuș a demonstrat cu ecorșeul că stăpânește în detaliu sculptura clasică, dar că el dorea mai mult decât atât, dorea să exprime esența și sufletul lucrurilor. Mă bucur pentru ecorșeul Brâncuș. Știam că există, l-am căutat, dar credeam că e la Ion Andreescu, la Belle Arte, ca să aflu cu surprindere că este aici. Printre exponatele muzeului se regăsesc truse medicale vechi, fotolii dentare, instrumente medicale care au aparținut profesorilor Facultății de Medicină sau primul microscop fabricat în România. E foarte potrivit să vedem un muzeu al medicinei clujene, al școlii acesteia superioare, care a reușit prin reprezentanții ei în câțiva ani în epoca interbelică să ajungă una de frunte. Muzeul Școlii Medicale Clujene se află pe strada Emil Isac, numărul 13, în Cluj-Napoca și poate fi vizitat de luni până vineri între orele 9 și 15 pe baza unei programări. Cea mai recentă expoziție de pictură semnată de artistul Marius Burhan este găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române în sediul din Calea Griviței. Expoziția se numește Reverse Humanity, este în perioada 1-31 august la Muzeul Literaturii Române și Marius a făcut cam tot la expoziția asta, el și-a făcut singur și panotajul, foarte curajos. La el expozițiile nu înseamnă una cu alta. După cum vedeți, lucrările lui sunt foarte moderne. Uitați-vă ce are aici, adică, uite, tablou. Lenin, asociere cu un personaj din Simpson, căței lui Jeff Koons și a lui Kit Haring, se întâlnesc cu niște muncitori stahanoviști. Lumea se ceartă în tablourile lui, e foarte multă forță, vedeți lucrări moderne, culoare puternică, personaje, n-au personaje centrale. Tot e un cor așa de personaje care urlă în disperare. Asocierile lui nu sunt normale pentru un om simplu, sunt niște asocieri foarte curajoase, dar tocmai asta e de lui unicitate. Este o expoziție proaspătă, actuală și pune în discuție acea relație dintre prezent și probabil către viitor. Concepută special pentru spațiile generoase ale muzeului, expoziția Reverse Humanity cuprinde ample panouri, în care straturi de istorie și personaje recognoscibile se succed cu repeziciune, creând un efect cinematografic. Una dintre idei este acel corp politic despre care ne adaptăm sau readaptăm de fiecare dată. E acea transformare pe care o regăsim nu numai în filme, ci o regăsim și în afișe, și în publicitate, și în zona grafitiului, deci practic în tot ceea ce creează omul contemporan. Satira și ironia sunt prezente în toate lucrările, surprinse în tușe groase, a căror dinamică surprinde privitorul și îi forțează o cheie de lectură personală. Fiecare etapă practic reflectă ceea ce s-a întâmplat în timpul respectiv. Deci fiecare linie de construcție generează, cum să zicem, un alt discurs estetic sau mai bine zis un alt discurs politic, cultural. Expoziția rămâne deschisă publicului până la sfârșitul acestei luni.